Insider Politic. Bună dimineața, sunt Sebastian Zacman și vă invit la Insider Politic. Numărați până la 100, apoi adăugați miliarde, apoi euro. 100 de miliarde de euro sunt banii europeni pe care România îi poate încasa în următorul cincinal. Aproape că putem construi o nouă țară. Ar trebui să jubilăm, însă istoria celor 15 ani de apartenență la UE ne obligă la pesimism. România e codașă la atragerea banilor comunitari. De ce? Ne explică ministrul fondurilor europene, Marcel Boloș. Vom lămuri și cele mai importante necunoscute sociale. Va fi renegociat PNRR astfel încât să crească pensiile, voucherele de 50 de euro vor fi subvenționate de la Bruxelles, când vom avea spitale ca afară, și drumuri, și căi ferate, și clădiri, și o viață la standarde europene. Răspunde imediat Marcel Boloș. Începem. Domnule ministru, bine ați venit la Insider Politic. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Calculele mele sunt corecte, avem 100 de miliarde de euro rezervate pentru următorii ani și aș vrea să le explicați oamenilor care sunt aceste surse de finanțare, dar în limba română, pe înțelesul tuturor, nu în bruxeleză. Sunt foarte corecte și, într-adevăr, dispunem de această sumă uriașă, o oportunitate istorică pe care o are România pentru dezvoltarea ei și mai ales pentru îmbunătățirea standardelor de viață și de locuire a oamenilor. Într-adevăr, avem mai multe surse de buget și de fonduri pe care le folosim. O primă sursă este din politica de coeziune și aici avem, iarăși, să zic așa, două lucruri distincte, pentru că un buget provine din perioada de programare 2014-2020 și fără bruxelez, aceasta ar însemna că suntem în perioada de programare veche sau trecută, unde avem, într-adevăr, peste 12 miliarde de euro pe care trebuie să îi mai absorbim. Deci să le spunem oamenilor că bugetul lui este construit pe 7 ani, 2014-2020. Da, noi încă mai avem de luat 12 miliarde de euro de acolo. Da, sunt cicluri bugetare de câte 7 ani. Norocul cel mai mare este că acești bani sunt siguri. Lucrez de peste 15 ani în domeniul fondurilor europene și n-am trăit niciodată un moment în care Uniunea Europeană să rectifice bugetul și să ne taie banii. Aceștia fie i-am decomis... Nu e ca la bugetul național. Nu este ca la bugetul național, într-adevăr. Deci aceștia îi putem pierde doar dacă îi decomitem sau, mai simplu spus, dacă nu îi folosim la timpul... Dacă nu reușim să îi investim în proiecte. Și să îi punem pe picioare în termen de implementare a proiectelor. Apoi avem un alt buget care este din perioada de programare 2021-2027, deci ciclu bugetar de 7 ani, nou, cum îi spunem noi, unde avem 30 de miliarde de euro cu cofinanțarea de 13 miliarde de euro. Deci, iată, 43 de miliarde de euro care ne așteaptă de asemenea pentru a investi în proiecte de autostrăzi, linii de cale ferată, infrastructura educațională, infrastructura spitalicească și avem și o componentă de investiții în capitalul uman, în specializarea, cum spunem noi, a resurselor umane. Și aici avem o oportunitate de asemenea istorică ca să calificăm forța de muncă în raport cu nevoile pe care le are economia și din acest punct de vedere suma este destul de mare, peste 7 miliarde de euro pe care îi putem folosi cu această destinație și respectiv pentru ca să putem să avem o forță de muncă, dar și oameni care sunt absolvenți de facultăți superior calificații pentru a fi utilizați în raport cu nevoile pe care le avem la nivel național. Apoi avem, să zic așa, o altă sursă de buget care provine din mecanismul de redresare și reziliență, celebrul de această PNRR. Dată celebrul PNRR. Acesta are valoarea de 29,2 miliarde euro.
Aici trebuie să precizăm că avem și o componentă de finanțare națională care este cea mai consistentă în domeniul infrastructurii de transport, pentru că la negocierea pe care am avut-o pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, o parte dintre costuri ne-au lăsat să le cuprindem cu finanțare din PNRR, altă parte de costuri ne-au trecut-o pe finanțare națională. Deci bugetul, dacă adăugăm și finanțarea națională, ajungem în jur de 35 de miliarde de euro, însă nu s-a prea discutat în spațiu public și e destul de complicat de înțeles din acest punct de vedere. Și în sfârșit mai avem componenta de politică agricolă, unde România mai are alte 19 miliarde de euro pe care îi folosim pentru ceea ce înseamnă subvenționarea agriculturii, dar și pentru sprijinirea componentei de producători agricoli, procesatori și tot ceea ce înseamnă investițiile în domeniul agroalimentar. Apropo de agricultură, liderii PSD se plâng că în PNRR nu e prevăzut niciun euro la capitolul agricultură. Pe bună dreptate, este un domeniu care privește securitatea alimentară a României. Este un domeniu de maximă importanță și ca obiectiv de țară. Pentru că vremurile care vin nu sunt dintre cele care să ne asigure un confort alimentar. Să nu uităm că Ucraina este cea care a fost producătorul de grâu al Europei. 23% din totalul producției la nivel european era realizat în Ucraina și din acest punct de vedere perspectiva unei crize alimentare se anunță destul de serios pe de o parte. Pe de altă parte, suntem țară cu un potențial agricol uriaș pe care foarte multă vreme l-am lăsat neexploatat. Și aici e un loc în care noi putem să asigurăm nu numai securitatea alimentară, dar și să devenim un exportator de produse agricole destul de serios, ceea ce nu ar face decât un bine pentru ceea ce înseamnă viitorul României. Cine ar fi vinovat pentru acești 0 euro în PNRR? Fostul ministru al agriculturii, fostul ministru al fondurilor europene, fostul guvern pe ansamblu? Aș vrea să vă spun ceva. Deci la negocierea care s-a derulat și din experiența pe care o am în negocierea cu Comisia Europeană, trebuie să ai în vedere toate componentele negocierii. De exemplu, irigațiile, că discutăm despre ele, atunci când nu acoperi tot spectrul de riscuri și potențial discuții care sunt în relație cu Comisia Europeană, te poate găsi nepregătit și să fie rezultatul cel pe care îl vedem acum. Noi ne-am dus cu niște planuri de pe vremea lui Ceaușescu, înțeleg. Pe lângă faptul că am avut aceste soluții care, mă rog, arată sau arătau așa cum le-am văzut cu toții, trebuie să oferim și soluția pentru ceea ce înseamnă managementul apei, adică să arătăm că apa nu se risipește și ne lipseau rigolele de colectare a apei de pe suprafața irigată, ca să arătăm că apa se duce în lacurile de acumulare a apei și nu se pierde nimic așa cum se vehiculase, că am avea neacoperit această parte a problemei, această parte a investiției. Prin urmare, trebuie să fim atenți nu numai la partea de soluție tehnică, care trebuie să fie una prietenoasă cu mediul și bazată pe energie verde, ci să avem în vedere inclusiv componenta aceasta de evitare și eliminare a risipei, pentru că este un subiect destul de delicat atât la nivel european, dar și la nivel național. Deci circuitul apei în natură nu l-am inventat noi și depinde cum știm să punem pe hârtie toate aceste lucruri. Deci a greșit fostul ministru al agriculturii, asta spune. Nu pot să spun că a greșit. Cred că aici, la negocieri, trebuie să colaboreze toate ministerele, cum de exemplu am fi noi ca Minister al Investițiilor și Proiectelor Europene împreună cu Ministerul Agriculturii și dacă o soluție nu este pe placul Comisiei Europene, trebuie să avem înțelepciunea de a
pune pe hârtie și arăta Comisiei că suntem conștienți și de impactul asupra potențialului agricol, dar avem în vedere și componenta aceasta de care ține de schimbările climatice și nu încercăm să facem nimic rău mediului, așa cum spune principiul la nivelul Uniunii Europene. Este posibil să renegociați acest capitol din PNRR care vizează agricultura? Aici este o problemă de orientări pe care Comisia Europeană le-a făcut la nivelul Uniunii Europene cu privire la renegocierea planurilor naționale de redresare și reziliență, pentru că așa cum criza energetică și-a făcut simțită prezența în prețurile la utilități și Uniunea Europeană luptă ca și contraofertă la această criză energetică cu deschiderea capitolului nou pentru negocierea pe energie, tot așa trebuie să avem în vedere criza alimentară și să fim în măsură ca prin lobby-ul pe care îl avem și la momentul la care se va aproba regulamentul propus de către Comisia Europeană să se aibă în vedere și pilonul care ține de securitatea alimentară a statelor membre, pentru că eu consider că nu va fi o problemă numai a României, cea care privește securitatea alimentară, ci va fi o problemă orizontală la nivelul tuturor statelor membre în momentul în care îți dispare acest furnizor puternic de produse agricole și de cereale și poate să devină pentru tine ca stat membru o problemă destul de serioasă pe care va trebui să o manageriezi. Deci, din acest punct de vedere, cred că Comisia Europeană trebuie să fie proactivă. Vedeți, noi am avut și avem criza energetică și încercăm să găsim soluții după ce criza energetică s-a produs. Acum noi anticipăm criza alimentară și n-ar trebui să stăm cu mâinile în sân, ci ar trebui ca toate statele membre, pe lângă independența energetică, să aibă și grijă a securității alimentare, pentru că eu cred că este o problemă extrem de serioasă atunci când aceasta se produce și afectează marea majoritate a populației. Deci există acest risc ca Europa să fie lovită de o criză alimentară? Asta există, spuneți. Acest risc și este pe deplin justificat, dar există și un risc de sărăcire a populației pe care rata inflației, care acum se manifestă agresiv la nivelul tuturor statelor membre, noi avem acum 14% și perspectiva este una de creștere, dar noi cu această rată a inflației avem un risc de sărăcie extremă și de deprivare materială pentru un număr de 3,2 milioane de locuitori. Deci e limpede că cele două lucruri, pe de o parte criza alimentară și securitatea alimentară și pe de altă parte riscul de sărăcie extreme, sunt probleme foarte serioase la nivelul Uniunii Europene, al României, și de aceea cred eu că ar fi momentul în care statele membre să fie lăsate să-și găsească soluțiile necesare pentru a deveni reziliente și la acest tip de criză. Almiteri pot să apară dezechilibre macroeconomice foarte puternice în plan european. Aș vrea să discutăm despre aceste măsuri sociale, pentru că tot vorbiți de inflație și de riscul de a sărăci populația și mai mult. Guvernul a promis acele vouchere de 50 de euro acordate odată la două luni pentru persoanele cu venituri mici. Și a fost eterna discuție. De unde bani? Liderul PSD Marcel Ciolacu spunea că vor fi cofinanțate. O parte din bani vor veni din bugetul național, cealaltă parte exact de la Bruxelles. Exact așa cum s-a promis la momentul la care s-a lansat programul de măsuri economico-sociale și exact așa cum s-a stabilit în coaliție, respectiv 50% din banii sunt asigurați din bugetul de stat și 50% din fondurile externe nerambursabile. Exact așa s-a întâmplat. Deci acești bani, jumătate vin de la Bruxelles. Da. E cert acest lucru. Am
am fost personal la Comisia Europeană, ne-am întâlnit cu domnul comisar Nicolas Schmidt și am discutat această problemă și riscul pe care îl avem pentru ceea ce înseamnă riscul de sărăcie extremă cu rata inflației pe care o avem, și ni s-a spus că este o problemă care este deja, se manifestă la nivelul mai multor țări membre ale Uniunii Europene, fiind unul dintre pionerii, dacă vreți, acestor tip de măsuri, acela de a compensa parțial, pentru că nu este o compensare totală, valoarea este destul de mică a voucherului social, 250 de lei odată la două luni pe persoană, dar este un tip de măsură care se practică atunci când inflația se bazează pe costuri. Această inflație, indiferent ce tip de politică monetară duci, ea nu poate fi oprită prin mecanisme de politică monetară, pentru că ea e generată de prețurile la utilității, la ceea ce înseamnă creșterea costului la energie, gaze naturale, și din acest punct de vedere măsura de vouchere sociale este o măsură specifică și ne-au aprobat transferul în programul operațional Incluziune și Demnitate Socială a 250 de milioane de euro cu această destinație, ba mai mult, și folosesc acest prilej de a mai sublinea încă o dată că avem acolo o rezervă pentru ceea ce înseamnă astfel de situații pe termen lung, până în anul 2027, și încercăm să fim preventivi și să asigurăm, dacă la nivel de coaliție se va decide astfel, ca începând cu data de 1 ianuarie 2023, pentru beneficiarii care se află în continuare în risc de sărăcie extremă, pentru comisie, nivelul venitului de la care se consideră că o persoană este în risc de sărăcie extremă este pensia minimă socială în România fiind de 1000 de lei, și după 1 ianuarie, după, dacă programul se aprobă așa cum l-am trimis, atunci pătura aceasta în risc de sărăcie extremă, deci cu venituri oamenii sub 1000 cu venituri sub 1000 de lei merg mai departe cu acest pachet alimentar respectiv până pe 31 decembrie 2027. Adică acesta cu, nu este acest voucher de 50 de euro? Acest voucher care este de 50 de euro și să vedem, încă n-am definitivat frecvența cu care se va acorda, depinde foarte mult și de felul în care vor evolua lucrurile din punct de vedere al inflației, dar și bugetul acesta care ni l-au aprobat de 1 miliard de euro pentru a avea acest buffer de intervenție pentru situații de acest fel, astfel încât să putem să fim preventivi și să putem veni în sprijinul oamenilor care sunt în acest risc de sărăcie. Ar putea fi acordat acest voucher de la 1 ianuarie 2023, nu știu, o dată pe trimestru, o dată la jumătate de e an? E posibil să fie o dată pe trimestru și am vrea să obținem în negociere acest lucru. Dar cred că lucrurile se vor definitiva odată cu emiterea deciziei Comisiei Europene și, desigur, eu le-am spus și la ultimele întâlniri și în ultima negociere pe care am avut-o că nu va fi singura dată în care România și cred că și alte state membre vor veni cu astfel de măsuri, pentru că tocmai odată cu creșterea ratei inflației, puterea de cumpărare a oamenilor scade și, sigur, statele membre ar trebui să vină cu măsuri de creștere a veniturilor deci, populației, însă acest lucru depinde foarte mult de fondurile bugetare pe care le are la dispoziție, deci nu fiecare stat membru poate să crească nivelul veniturilor în proporțional sau în același ritm cu creșterea inflației și e posibil să se mai apeleze la măsuri de acest fel, dar e, cum am spus, o decizie la nivel de coaliție și după cum au decurs lucrurile până acum, deciziile au fost dintre cele mai înțelepte și în favoarea oamenilor ca să poată fi sprijiniți.
Gândiți-vă doar la măsura recentă care s-a luat de 700 de lei. Vreau să discutăm și despre această măsură, însă să concluzionăm cu aceste vouchere. Deci, în cel mai bun scenariu, măsura s-ar putea aplica de la 1 ianuarie 2023. Voucherele ar putea fi acordate trimestrial până în 2027 pentru persoane cu venituri sub 1000 de lei. Ca să rezumăm. Cam corect. Câte persoane ar intra aici? 1.700.000 de beneficiari ar rămâne în continuare. Noi acum avem în plată la măsura care a început și mulțumesc pe această cale tuturor colegilor care s-au implicat într-o măsură într-o perioadă scurtă de timp și cu implicații atât de mari. Acum, cum spuneam, avem 2.581.000 de beneficiari de voucherul social. Când va veni, când vor primi oamenii aceste vouchere? Deci voucherele, prima tranșă, am mai explicat acest lucru și profit în continuare de faptul că am această posibilitate să pot să punctez etapele care sunt foarte importante. În prima etapă se emit cardurile. Acest lucru se întâmplă cu cele trei unități emitente. Trebuie să menționez aici că cele trei unități emitente au peste 25.000 de magazine care intră în rețeaua lor, deci oamenii vor avea posibilitatea ca să își folosească voucherul social, chiar dacă pentru început va fi oarecum dificil. A doua etapă este cea de distribuție, adică cardurile emise se împachetează pe zone poștale și Poșta Română prin oficianții poștalii le distribuie. Sunt peste 12.000 de oficianții poștali care sunt implicați în procesul de distribuție. Este o sarcină deci cam foarte cât se grea. Că vor primi oamenii aceste și vă spun imediat, etapa a treia este cea de încărcare. Deci după momentul la care, să zicem, săptămânal se emit, în a doua săptămână se distribuie și în a treia are loc încărcarea. Deci, cu alte cuvinte, discutăm din a treia săptămână a lunii iunie, în care vor apare primii utilizatori de carduri, pentru că le vor avea încărcate și toată lumea, așa cum s-a promis, își va primi partea aceasta de carduri sociale și va fi, din acest punct de vedere, un angajament asumat și dus la bun sfârșit. Despre acel ajutor de 700 de lei pe care l-a anunțat premierul Nicolae Ciucă după ședința de guvern de joi, la fel pentru persoanele care au pentru pensionarii cu venituri sub 2000 de lei. Da, este o măsură complementară cu voucherul social și mă bucur foarte mult că există această perspectivă și deschidere. Este iarăși o măsură pe care guvernul a luat-o alături de voucherele sociale, tocmai pentru a veni în sprijinul oamenilor care sunt în această perioadă într-o situație foarte dificilă. Și vedeți, în iarnă s-au dat 1.200 de lei, acum încă 700 de lei pentru persoanele și pensionarii care au venituri sub 2.000 de lei. Și această măsură este cofinanțată cu bani europeni? Nu, această măsură este asigurată din bugetul de stat. Este efortul bugetar al statului român și probabil că se va mai repeta acest tip de măsură. Eu cred că aici trebuie analizat în funcție de cum evoluează lucrurile și cum prețul la utilități se așează, cum evoluează rata inflației, e cum reușește. Și domnule ministru, pentru că o persoană cu venituri, un pensionar cu venituri de 1.900 de lei primește 700 de lei, dar unul cu 2.000 un leu sau 2.050 de lei, să spunem, nu beneficiază de niciun ajutor de la stat. Se creează totuși o discrepanță. Aceste tipuri de discrepanță au existat dintotdeauna și, într-adevăr, nu este foarte plăcut ca să fii în situația de a avea un 2000, un leu sau venit 2100 de lei sau... și să fii în situația în care să nu beneficiezi de acest ajutor. Sigur,
Ideal ar fi ca toată lumea și toți pensionarii până la o limită de venit cât mai mare să beneficieze de aceste ajutoare ocazionale pentru situații de criză, dar, repet, e de lăudat o astfel de măsură care se aplică în situații de criză și sunt aceste ajutoare ocazionale care ajută oamenii, chiar dacă nu acoperă integral, cum nici voucherul social nu compensează integral, să zic, costul acesta al traiului zilnic, dar sunt măsuri care te ajută să treci o anumită perioadă de timp peste aceste greutăți. Ministrul Muncii Marius Budăi, colegul dumneavoastră de guvern, insistă cu rediscutarea, renegocierea, putem să-i spunem cum vrem, a capitolului din PNRR, care vizează acel plafon de pensii. Știm, e un plafon fixat la 9,4% și Marius Budăi își propune renegocierea acestui plafon, astfel încât pensiile românilor să crească. Dumneavoastră sunteți de acord cu această abordare și o să vă rog să-mi răspundeți după o pauză de publicitate. Ne întoarcem. Ne-am întors, așadar, domnule Boloș, vă întrebam dacă îl susțineți pe Marius Budăi în demersul său de a renegocia capitolul pensii din PNRR. Chiar îl felicit pentru această inițiativă pe care o are îndrăsneață și e și controversată susțin. În același timp. Să știți că e o perioadă în care aceste măsuri care te împiedică ca să vii în ajutorul oamenilor nu prea stă în picioare. Să nu uităm că atunci când s-a negociat Planul Național de Redresare și Reziliență, Uniunea Europeană avea un singur tip de criză de gestionat. Deci era criza COVID și criza medicală, pe când ulterior, după ce lucrurile au evoluat, acum suntem în situația în care avem trei crize, deci discutăm de criza războiului din Ucraina și în plus mai avem o criză la utilități și mai avem una care stă în așteptare și pe care v-am menționat-o. Deci condițiile de acum ale traiului oamenilor și a restructurării cheltuielor publice nu mai seamănă cu cele de la începutul negocierii și primele momente ale negocierii Planului Național de Redresare și Reziliență, așa încât demersul dumnealui este unul cât se poate de firesc. Avem, cum am spus, o rată a inflației de 14%. Avem 3,2 milioane de oameni în risc de deprivare materială și risc de sărăcie extremă. Acestea sunt niște realități. Dacă dumnealui n-ar lupta pentru acest lucru, nu cred că i-ar face cinste demnitatea de ministru. Și dumneavoastră susțineți acest demers? Eu susțin acest demers, dar în același timp susțin și sunt convins că tot ceea ce noi facem acum și luăm ca măsuri pe partea aceasta socială trebuie să fie dublate de aceeași ritmicitate, dacă nu cu o cât mai mare dinamică a atragerii fondurilor pentru realizarea de investiții. Pentru că, practic, aceste două măsuri combinate ar putea să conducă la un echilibru. Deci nu doar măsuri sociale, ci și investiții. Eu sunt adeptul implementării investițiilor pe care le avem în sursele de finanțare acestea pe care le-am menționat, pentru că ele sunt cele care generează efectul multiplicator necesar ca măsuri de sociale luate să aibă și componentă de sustenabilitate. Almiteri, suntem în situația unui buget cu o componentă de venituri de undeva în jur la 24% din produsul intern brut și o componentă de cheltuială care ajunge la 40% din produsul intern brut. Ori acest dezechilibru al politicii bugetare, fără să fie compensat de investiții masive pe care avem, har Domnului, de unde să le realizăm din fondurile europene, pe termen lung o asemenea politică bugetară fragilizează bugetul, deficitul bugetar și crește datoria publică. Domnule ministru, câți bani au intrat până acum în România din PNRR
și câți trebuie să mai vină în următoarea perioadă? Avem 3,7 miliarde euro pe care i-am încasat din prefinanțare. Am depus cererea de plată cu ajutorul colegilor și a ministerilor de linie și cu sprijinul direct al domnului prim-ministru, care s-a implicat în mod direct în acest demers. Avem depusă cererea de plată numărul 1 de 3 miliarde de euro și mai avem realizabil în cursul acestui an, în luna octombrie 2022, încă 3 miliarde de euro de încasat, deci socotiți sunt 10 miliarde de euro. Aceștia sunt bani pe care îi avem la dispoziție din Planul Național de Redresare și Reziliență, 50 de miliarde de lei, deci o sumă uriașă, pentru a porni proiectele și a susține finanțarea proiectelor de infrastructură care sunt introduse, incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență, dar și pentru a susține apelurile de proiecte pe care le avem în număr de 58, cu o valoare de peste 13 miliarde de euro, ceea ce este un fapt îmbucurător că avem banii. Și sigur că toată lumea întreabă când o să plătim din acești bani, dar cum lucrurile nu se pot face peste noapte, noi suntem în proces de inițiere a mecanismelor de implementare pentru proiectele de infrastructură, precum și pentru apelurile de proiecte, încât după aceea banii să fie distribuiți, să fie folosiți pentru implementarea proiectelor. Așadar, suntem în situația foarte bună, aceea de a avea acești bani, și urmează să îi folosim cu chibzuință, pentru că este o perioadă în care trebuie să fim foarte atenți la pe ce dăm banii, fiindcă nu mai există, nu este o perioadă în care să avem luxul acesta de a folosi pe investiții exotice banii României. Pe terenuri de fotbal în pantă, spre exemplu, asta spuneți. Sau pentru alte investiții exotice care sunt în PNRR și pentru care va fi destul de greu ca la momentul la care se face renegocierea să renunțăm la cele investiții exotice. Dați-mi un exemplu de investiție exotică. N-aș vrea să intru în detalii acum ca să nu să se facă în spațiu public o gogoașă uriașă din aceasta, dar vă promit că la momentul la care definitivăm lista cu aceste jaloane care le consider eu exotice, vă voi ține la curent. E, dacă vreți, o responsabilitate și în același timp o discuție foarte pragmatică și sinceră în negociere cu Comisia Europeană, în care ar trebui să așezăm acești bani pe principii foarte corecte și solide, care să ne ducă spre o corectă utilizare a banilor în favoarea dezvoltării României. Spuneți că fostul guvern, sau mă rog, fostul ministru al fondurilor europene, a introdus în acest PNRR anumite investiții exotice la care ați vrea să renunțați. Eu în termeni foarte simpli aș spune că sunt investiții pe care nu ne putem permite luxul de a le implementa și care ar trebui să ducă România, cum am spus, în situația în care să-și folosească chibzuit banii pe care i-ar la dispoziție. Este o perioadă de criză, să nu uităm acest lucru, o perioadă în care banii trebuie să se ducă spre ceea ce este nevoie pentru dezvoltarea României. Așa văd eu lucrurile. Altfel nu sunt confortabil cu felul meu de a fi și să folosim banii aceștia doar de dragul de a-i folosi. Nu sunt de acord cu aceste lucruri și nici cu mecanisme sau studii care raporta la nevoile reale de dezvoltare ale României nu fac sens. Ce se întâmplă cu spitalele regionale? Pentru că dacă nu vom folosi acești bani din PNRR până în 2026, până la finalul anului 2026, va trebui să-i dăm înapoi. Ori mai sunt vreo 4 ani și noi nici n-am să poate melia spitalelor. Într-adevăr, așa este. Este o listă de spitale care
În momentul de față sunt în discuție și lista aceea de 44 de spitale care sunt propuse în anexă la Planul Național de Redresare și Reziliență și, după cum a anunțat domnul ministru Rafila, o parte dintre ele, cred că un număr de 15, dacă bine țin minte cifra, nu au pregătit studiul de fezabilitate. Deci, sunt întârzieri mari, practic. Sunt întârzieri, dar și un termen foarte strâns. Un spital nu se face de pe o zi pe alta și nici nu se implementează o investiție peste noapte. Dar este păcat, pentru că oportunitatea aceasta de a investi masiv în infrastructura cea medicală a României este o oportunitate istorică. Ori dacă am văzut în perioada de criză cât de nerezilienți suntem la criza sanitară, acum când avem două mari surse de finanțare pentru sănătate, avem 3,7 miliarde euro în programul operațional de sănătate, pe de o parte, și mai avem pentru ceea ce înseamnă infrastructura spitalicească 1,1 miliarde euro în Planul Național de Redresare și Reziliență, pe lângă, mă rog, tot ce mai este mai apoi pe componenta cealaltă de resurse umane. Deci discutăm de un buget uriaș de aproape 5 miliarde de euro pe care noi ar trebui să-l folosim tocmai pentru a crește capacitatea de reziliență a României, încât în perioade de criză să fim puternici, să nu ajungem la situația tragică în care oamenii mor în spitale și ne uităm neputincios că lucrurile nu se întâmplă. Când credeți că va fi turnată fundația acestui unui spital regional? Foarte greu de spus. Din punctul meu de vedere, până când se operaționalizează noua agenție care va implementa infrastructura spitalicească... Din cadrul Ministerului Sănătății. Din cadrul Ministerului Sănătății. Vedeți, aici este o chestiune foarte... nici nu știu cum s-o definești și să o denumesc, pentru că aceste infrastructuri sunt la autoritățile locale. Nu înțeleg de ce avem nevoie de o astfel de entitate care să rezolvă o problemă care foarte bine și-o rezolvă autoritatea locală. Și nu centralizăm toate aceste infrastructuri spitalicești la nivel, la nivel de Ministerul Sănătății și nu le lăsăm la primării sau la Consiliul Județene, nu? Asta primării ziceți. Să-și implementeze proiectele ca să le avem implementate. Eu cred că mai important sunt oamenii și, le-ați spus colegilor asta infrastructura spitalicească. Este opinia mea personală, dar nu mă feresc să o spun, pentru că mi se pare că cel mai firesc lucru este ca autoritatea locală și primăria, care are în administrare și în gestionare infrastructura, să își rezolve problema și să punem pe primul plan pacientul, omul, căreia trebuie să îi oferim condiții mai bune în spitale și echipamente spitalicești cu care să se deruleze serviciile de sănătate, și mai apoi să nu ținem decizia aceasta centralizată și doar de dragul funcționarilor să facem aceste mecanisme. Sunteți pesimist când vine vorba de construcția noilor spitale? Sunt rezervat, pentru că din experiența pe care o am de 15 ani în domeniul fondurilor europene, când a venit vorba de infrastructura spitalicească, să știți că duratele de implementare a acestor proiecte sunt destul de mari. Iar cam dacă noi acum încercăm să operaționalizăm o instituție care centralizează toate aceste proiecte, care nu există, după aceea avem o perioadă în care procedurile de licitație publică trebuie derulate tot de către această instituție, tot în regim centralizat. Gândiți-vă la contestații și la tot ce înseamnă când lucrurile sunt adunate într-un singur loc, și birocrația și... Deci riscăm să depășim decembrie 2026. După părerea mea, da. Deci soluția corectă, nu mă feresc să spun acest lucru, ar fi ca autoritățile locale, primăriile, să-și preia în soarta în mâini
și să ne uităm cum putem să folosim acești bani pentru oameni și pentru a face infrastructura aceasta spitalicească mai bună pentru oameni. Domnule, să nu ratăm această oportunitate istorică doar de dragul unor mecanisme funcționale gândite pentru funcționari. Domnule ministru, circulă o teorie așa în lumea politică, cum că fondurile europene nu se pot fura și de asta nu fac primarii proiecte pentru a atrage bani europeni. O cunoașteți? O cunosc, dar vreau să vă spun că banii aceștia care vin de la comisie și pe care primarii îi primesc, dacă vreți, granturile acestea care vin pe gratis, presupun această birocrație. Costul, dacă vreți, până la urmă, acestor bani care vin pe gratis este tocmai această birocrație. Mie nu mi-ar fi frică de ea. Eu de 15 ani, cum am spus, sunt în acest domeniu. Și de ce dar acest dezinteres? Când, să știți că la Oradea am fost vreme de 4 ani de zile directorul fondurilor europene și am avut de luptat cu o birocrație mult mai agresivă decât cea care este acum. Dar acolo, pe această birocrație, s-au construit proiecte de peste 180 de milioane de euro în anul 2008. A fost momentul, împreună cu domnul primar Bolojan, care îi mulțumesc, s-a lansat și s-au pus bazele modernizării unui oraș. Deci primarii pot să urmeze acele exemple, dacă vreți, de bună practică, în care cu această birocrație și chiar cu faptul că sunt securizați și într-adevăr au un sistem de utilizare foarte bun pentru ceea ce înseamnă beneficiarii de fonduri și cu toate acestea se pot face lucruri minunate. Dar de ce să mai scrii tu ca primar proiecte pentru fonduri europene când poți să iei bani din PNDL sau de la guvern sau din Angel Sand? Dar banii naționali nu sunt întotdeauna atât de siguri cum sunt banii din fonduri europene. Eu n-am văzut în anii aceștia pe care am petrecut în domeniul fondurilor europene o singură dată, o singură clipă în care Comisia Europeană a rectificat banii și am spus acest lucru în cadrul emisiunii dumneavoastră, în care să fi luat banii de la statul membru. Nu, nu există așa ceva. Siguranța implementării fondurilor și a investițiilor vine tocmai din această stabilitate pe care fondurile europene o au. Ne uitați-mă dincolo la finanțele naționale, adevărat sunt mai ușoare și parcă vezi acolo cum se canibalizează primarii între ei pentru ca să acceseze acele tipuri de fonduri. Dar eu cred că România are acest buget de 80 de miliarde de euro pe care ar trebui să-i folosească pentru dezvoltarea sa și apoi să ne uităm la partea de buget național. Poate că banii ar trebui să vină din bugetul național în completare, în cofinanțarea banilor din fonduri europene și dacă ceva se schimbă odată cu investițiile pe care le realizează primăriile și primarii, se schimbă și mentalitatea, să știți. Fondurile europene au atât componenta de investiții, dar și ceea ce înseamnă schimbarea mentalității oamenilor în ceea ce privește utilizarea fondurilor publice. Domnule ministru, mai avem un minut și aș vrea să vă întreb pe final, pentru că știu că sunteți și preot și ministru, dacă șeful dumneavoastră de partid vă pune să mințiți pentru interesul politic al partidului. Ce faceți? Nu mint niciodată. Nu mințiți niciodată? Nu mint. Este unul din lucrurile care mi-e rușine să le fac și nu fac acest lucru. Nu face parte din obiceiurile mele. Domnule Boloș, am ajuns la final. Mai avem ultima rubrică. Vă ofer două variante de răspuns. Alegeți foarte scurt. Lei sau euro? Euro. Bartolomeu Anania sau Părintele Cleopa? Bartolomeu Anania de departe. PNRR sau PNDL? PNRR. Oradea sau București? Oradea. Preot sau ministru? Preot. Noul Testament sau Vechiul Testament? Noul Testament. Poezie sau proză? Proză. Corneliu Coposu sau Ion Rațiu? Corneliu Coposu. Ceai sau cafea? Ceai.
Tren sau avion? Tren. Vă mulțumesc pentru răspunsuri și vă mai aștept aici la Insider Politic. Și eu vă mulțumesc. Atât pentru prima parte, rămâneți pe prima.